doruri sunt pe lume, nu-i mai mare dor anume decât dorul de copii tăi. Inima de mamă bate pentru un băiat și o fată, doi copii ca lacrima, floarea dragostei. O soră și un frate, suntem apăriți, iar inima bate în ritmul slăviți. Acasă e dorul ce nu mai putem uita. Doamna Maria, bună ziua! Bună suntem ziua. De la compania Surprize de Vis și astăzi, la frumoasa aniversare, această surpriză este pentru dumneavoastră, desigur, cu un buchet de flori. Vă rog să-l primiți. Așa și un coșuleț cu fructe pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să vă întreb cum credeți, de la cine este surpriza? Nu pot, nu mă gândesc. Avem și un mesaj de felicitare și aflăm împreună din partea cu... Suntem acasă toți, nu știu de ce. Dragă doamnă Maria, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani, dorim să vă transmitem cele mai calde și sincere urări de bine. Fie ca această zi specială să fie plină de bucurie, iubire și momente de neuitat. Vă dorim sănătate, fericire și multe împliniri alături de cei dragi. Să fiți mereu înconjurată de iubire, familie și prieteni, iar toate visele și dorințele dumneavoastră să devină realitate. Să fie sănătoase fetele și nepotul, iar dumneavoastră să vă bucurați de fiecare clipă petrecută împreună. Cu drag și respect, fratele Efim și cumnata Larisa. La mulți ani! Mulțumesc foarte frumos! Vă mulțumesc foarte frumos! Nu m-am așteptat! Ne doresc și lor multă sănătate și lor succes și multe, multe răbdare să aibă. Cum știți că este o vorbă, în viață întâlnește toate. Greutăți, bucurii, și, dar mai mult să aveți sănătate. Acum nu e sănătate, nu e sănătate, nu e sănătate. Eu încă să zic o dată, mă mulțumesc foarte mult lor, că m-au stimat. Și să, de aceasta, zic că îmi pare rău foarte mult că nu sunt alături de mine. Sunt puțin depărtare. Băiatul meu, fetița mea,